Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Start festivalului Blues in the Garden. Comăneștiul are două surse de alimentare cu apă. Un nou parc pentru copii la Dărmănești. Dar celei de-a treia ediție a festivalului Blues in the Garden Festival. Totul este pregătit, artiștii au sosit, anul acesta soarele zâmbește călduros organizatorilor și publicului, iar spectatorii au venit din cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Festivalul de blues a debutat cu o conferință de presă. Mai multe aflăm în minutele următoare. Pragul deschiderii celei de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Blues de la Dărmănești. Salut în primul rând pe Marius Deaconescu, cel care se ocupă de organizarea festivalului, invitații prezenți acum aici. Sper ca cele trei zile de muzică bună la Dărmănești să aducă un public pe măsură, să reușească cei care vin în Dărmănești să ne cunoască din toate punctele de vedere și îl rog pe Marius să prezinte în detaliu, dacă pot spune așa ceva, lucrurile care vor urma. Bună ziua! Bine v-am găsit la Dărmănești pentru a treia ediție a Open Air Blues in the Garden Jazz Blues Festival. Sperăm să avem parte de o ediție frumoasă. Avem invitați pe măsură din mai multe țări și din România, evident. Pentru astăzi avem la conferința de presă am invitat pe Big Man James Trio din Italia, care vin pentru prima dată în România și o să concerteze în seara aceasta. Deci trei zile de festival cu invitați din Africa de Sud, Marea Britanie, Olanda, Italia, Austria, Serbia și evident România. Facem lucrurile astea, așa cum spuneam, pentru mine și pentru domnul primar, care am trecut de 50 de ani. E o vorbă că atunci când treci de 50 de ani, anii care ți-au rămas sunt mai puțini decât aia care au trecut. Și vine momentul să întorci comunității din care faci parte ceva. Și ăsta e modul în care încercăm noi să întoarcem către comunitate o parte din ceea ce am acumulat de-a lungul timpului și ceea ce comunitatea ne-a dat. N-aș vrea să o lungesc, vă invit în număr cât mai mare, vremea pare să fie bună, avem ceva de mâncare, avem ceva bere, avem sunet bun, unul dintre cei mai buni sunetiști din România, Rareș Totu va fi aici. Așa că Heidi Bre la Dărmănești. Avem și un prezentator pe măsură, da? Care... Și ne face plăcere să-l prezentăm și pe domnul Alexandru Rusu, care a fost alături de noi de la prima ediție și care, să spun așa, a devenit un membru al familiei Blues in the Garden. Și dacă... Aș vrea să dau cuvântul prietenilor noștri de la Big Man James Trio să ne spună, ei vin pentru prima dată în România, așa cum am spus, și cred că ar fi interesant să aflăm care a fost prima lor impresie despre România și ce așteptări au de la festivalul nostru. Ok, I have to speak something. So, Marius asked, what is your first impression about Romania, because it's the first time when you came here, and what are your expectations for this festival? Okay, the first is the people. It's very kind people, beautiful, yeah? Beautiful country, and then, come si dice, accoglienza. Well, you were very kind in giving us
Nello for us to this beautiful country. Yeah. It's the first time for us. Yes. That we are here in Romania, and we are very happy to be here. And thank you, Marius, for calling us. And it's my pleasure. The beautiful place. Yes. The organization was very impressive of this this festival, and we want to play as soon as possible. Yeah. And Deacon, vogliamo ringraziare anche la band prima di and okay, we want to thanks all we want to thanks all the member of the band that give us the opportunity to play their instrument and their instrumentation, and we thanks the band to give us this opportunity. And he talks better than me. But not so well. And now Alexandra speak. Yes. Au fost foarte impresionați de țară și la prima vedere, de tot ce au văzut aici. Este o țară frumoasă. Oamenii sunt foarte calzi, foarte prietenoși. Sunt foarte încântați că au ajuns aici și că au avut oportunitatea să cânte la noi în România. Le mulțumesc trupelor și colegilor care le vor împrumuta o parte din instrumente pentru a putea concerta în seara asta. Mulțumesc organizatorului Marius Diaconescu și așteaptă să cânte cât mai repede curând. Dacă aveți și întrebări. Au auzit până acum de acest festival și care e impresia legată sau ce auziseră înainte dacă au auzit de festival? The question is if you heard before now about this festival and what is your impression about it? Yes, we know this festival from a band that's called Big Daddy Wilson. Yeah. That I think played here in 2020. Yes. Last year. Okay. And that beautiful, was the beautiful band. Yes, beautiful because band. We attend a concert of Big Daddy Wilson, so we follow this band. We know some of the members of the bands of the Big Daddy Wilson because they are Italian guys. Mm-hmm. And so we heard the first time this festival from this artist. And what did you heard about? What did they told you about? You say that a beautiful come si dice, contest, okay. Contest, yeah. Italian. Try Italian. Okay, thank you very much. Este bună pentru noi, este anunțată chiar de către deputatul de Bacău, Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. O stație modernă de monitorizare a calității aerului a fost pusă în funcțiune la Onești. În perioada în care am fost la Ministerul Mediului, am făcut demersuri concrete pentru extinderea rețelei de monitorizare a calității aerului. Stația instalată la Onești face parte din acel contract inițiat în anul 2019. Este echipată cu un analizor de ozon, un prelevator de particule PM10, un set senzor meteo și un sistem pentru colectarea, prelucrarea și transmiterea datelor furnizate de stație. Este nevoie de astfel de echipamente moderne în toate marile aglomerări urbane pentru a monitoriza în mod real calitatea aerului și a facilita intervenții în cazul apariției unor episoade de poluare. Îmbunătățirea calității aerului este un obiectiv pe care ar trebui să-l aibă orice administrație pentru că beneficiile sale se văd în primul rând în sănătatea cetățenilor, explică deputatul Mircea Fechet. Recent, la Dărmănești, a fost inaugurat un parc special amenajat pentru copii. Este vorba de parcul Marina Știrbei, căci acesta este numele ales de către autoritatea publică locală, având în vedere faptul că este situat în imediata vecinătate a domeniului și a palatului Știrbei. De altfel, zona este în continuă dezvoltare, iar străzile răsună de vocile celor mari și mici. Cât de binevenit este acest obiectiv sau nu? Este foarte binevenit, bună ziua în primul rând, este foarte binevenit deoarece avem foarte mulți copii în această zonă și locurile de joacă erau într-adevăr cam puține. Ce părere aveți despre această inițiativă? Arată nemaipomenit și cred că copiii deja de-abia așteaptă să se bucure de el. Da, de vreo două săptămâni mă tot întreabă când se deschide parcul, când se deschide parcul. Probabil au fost deja. Au fost, dar nu au intrat încă. Au fost și vremea de așa natură și nu le-a permis. Da, oricum era necesar în zona, nu? Foarte necesar și mulțumim domnului primar că a avut grijă și s-a gândit la
asta. Un mesaj, dacă e, ce ar mai trebui să facă în opinia dumneavoastră, domnul primar? Să dea Dumnezeu să stea cât mai mult timp la noi în oraș, să rămână primar, să fie sănătos și, nu știu, să facă tot ce își propune dânsul, că da, are inițiative foarte bune. Până acum a făcut foarte multe pentru orașul nostru. Era necesar un parc aici? Da, foarte necesar, pentru că era departe ăla de la piață și copiii sunt foarte bucuroși. În fiecare seară venim cu copiii. Să înțeleg că e o zonă care are, să zicem, foarte mulți copii mici? Foarte, foarte mulți copii. Suntem foarte mulți. Chiar foarte. E o zonă în dezvoltare, a? Da, da, da. Felicitări domnului primar. Un mesaj, dacă îi să-i transmite și ce ar trebui să mai facă? În opinia dumneavoastră? În opinia mea a făcut foarte multe, domnul primar, și mulțumim. Da, foarte mulțumită. Un parc aici în zonă, nu știu dacă era necesar. Era necesar? Văd că stați cu juniorul. Da, foarte mult, foarte mult. Da? Sunt foarte mulți copii și atunci chiar era necesar un parc. Este și îngrădit? Adică este, copiii sunt în siguranță în interiorul parcului? Da, da. Vrem să-i mulțumim domnului primar pe această cale pentru faptul că s-au gândit și la copiii Dărmăneștiului. Un nou parc urmează să fie inaugurat aici pe strada Chimiei, nu? Da, da. Ce părere aveți despre parc? Era necesar? Da. Este al doilea care îl deschide domnul primar. Da, foarte frumos. Da, este aici. Extraordinar și celălalt. Foarte frumos. Felicitări primarului. Ce ar trebui să mai facă? Păi i-a făcut destule. Eu zic că este... Sunteți mulțumită? Foarte mulțumită. Ei nu sunt din Dărmănești, sunt din Comănești, dar sunt foarte mulțumită de Dărmănești. Din discuțiile purtate cu primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin, am aflat că acest parc a luat ființă la solicitările copiilor. Detalii mai multe aflăm chiar de la primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin. Domnule primar, ați primit foarte multe laude, am vorbit cu câteva mămici mai devreme și toate v-au lăudat, au fost extrem de încântate de acest parc. Da, mulțumesc tuturor celor care agrează ideea de a avea un nou parc în Dărmănești. Să știți că inițiativa a pornit de la copii și vreau să le mulțumesc că au venit cu această idee. Au spus că au nevoie de un parc în această zonă a orașului și iată că astăzi am reușit să terminăm investiția. Un parc foarte frumos, pe o suprafață foarte mare, ceea ce este foarte ok. Am văzut că au foarte multe locuri de joacă sau modalități de a petrece timpul. Ați fost foarte creativ. De unde bani pentru el? Pentru că totul se face cu bani. Așa, și în cât timp l-ați făcut? Parcul are o suprafață de 3500 de metri pătrați. E o idee poate mai mult a mea, să zic, cred că peste 90%. A fost finalizat în 3 luni și jumătate din bugetul local. Am lucrat, așa cum spuneam, da, cu forțe proprii, pentru că mare parte din banii pe care i-am calculat pentru a face investiția, dacă am fi făcut cu terțe persoane, ne-ar fi ajuns mult mai scump. Și așa am ieșit, cred că, la jumătate din costuri. O idee ca să avem cât ați cheltuit? Cred că în jur de 400 de mii de lei, 350-400 de mii de lei. Felicitări, mămicile au salutat ideea, au zis e nemaipomenit parcul din centru, iar acesta se pare că este și mai mare, mai încăpător, având în vedere că aici sunt foarte mulți copii. Sunt foarte mulți copii, mă bucur faptul că sunt copii la Dărmănești, că înseamnă că mâine, poi mâine vom avea generație de schimb, când noi nu vom mai putea. Încurajez prin aceste parcuri copiii să vină să facă mișcare. E mult mai sănătos să faci mișcare, să alergi, să te joci, să socializezi decât a sta în fața unui calculator poate 10-12 ore pe zi pe tabletă. Și faptul că suntem aici la poalele munților, avem pădurea în care, în imediata vecinătate în care găsim și castelul Știrbei, înseamnă că avem aer curat, înseamnă că avem mediu curat și merită să facem mișcare cât mai multă. Am înțeles că totuși veți aduce ceva echipamente de sport și pentru mămici, bunici și așa mai departe. Sigur că da, vom monta nu foarte târziu, eu cred că în 2-3 săptămâni, niște echipamente de relaxare, întreținere pentru doamne, domni, bunici, bunice, ca fiecare dintre noi să-și găsească cumva aici ceva de făcut. O chestiune extrem de importantă. I-ați dat numele Marina Știrbei parcului. De ce? Sigur că da, am amintit de castelul Știrbei și Marina Știrbei este una din, să zic, personalitățile
care și-au legat cumva istoria de Dărmănești și am gândit acest nume, Marina Știrbei, pentru că, repet, este un nume emblematic pentru noi. Felicitări pentru inițiativă și cât mai multe parcuri, domnule primar! Cu siguranță vom continua ideea de a investi în parcurile din Dărmănești. Îmi doresc ca fiecare cartier să aibă cel puțin un parc. Suntem pe un trend ascendent. Am pornit de la 0 în 2016, astăzi avem 6 parcuri și vom continua. Comăneștiul se numără printre localitățile care beneficiază de două surse de alimentare cu apă. Este vorba de cea de la Ciobănuș, dar și cea de la Valea Uzului. Cum au reușit, aflăm în minutele următoare de la primarul orașului Comănești, Viorel Miron. S-a pus foarte mare accent și foarte multe discuții pe sistemul de apă, că ar trebui să dăm sistemul de apă la crab. Domnilor, vom trăi și dumneavoastră cu toții veți aproba și felicita faptul că am ținut cât am putut ca să nu pierdem acest sistem propriu al rețelei de apă al orașului Comănești. Sistemul de apă al orașului Comănești este singurul din județul Bacău care are schimbate rețelele de apă în proporție de 99%. Rețelele de apă din Comănești sunt schimbate în proporție de 99%. Nu este schimbată aducțiunea de apă de la Ciobănuș până la Comănești. Nu este și nu am reușit să facem încă modernizări pe un proiect de valoare mare. Am făcut modernizări, reabilitări la stația de tratare de la Ciobănuș în valoare de 5 miliarde de lei din bani proprii. Și în momentul acesta dorim ca să putem să trăim noi liniștiți, câți ani ne va da Dumnezeu, până la 150 de ani, ca să putem să consumăm această apă, cea mai bună apă potabilă pe care o are un oraș din acest județ. Și singurul oraș care are două surse de apă. Avem sursa de apă de la Cărăboia, care este sursă proprie, și sursa de apă de la Ciobănuș. La Ciobănuș sursă proprie și de la Cărăboia este o sursă alternativă care ne putem în caz de avarie. Bineînțeles că sunt în momentul de față discuții și dispute la nivel de țară, de Europa, privind alimentarea cu apă. Sunt orașe întregi la nivelul țării, dar la nivelul întregii Europei ați văzut și dumneavoastră cum se pune problema legată de economie de apă și ce fel de criză de apă va urma de acum înainte, vom vedea. Am căutat să vă enumăr câteva din proiectele noastre și din obiectivele noastre principale ca și consilieri locali, pentru că suntem cu toți responsabili, atât eu ca și primar, cât și dumneavoastră, pentru ceea ce facem. Că dacă vrem să predăm sistemul de apă, să nu-l mai avem noi, că las că-l dăm la crab, într-o bună zi cineva avea să dea explicații de ce a făcut lucrul ăsta, atâta timp cât noi aveam sursă proprie de tratare, sursă proprie de aveam singura și stație de epurare. Sistemul nostru de apă este un sistem complet. Că mai trebuie modernizat, că mai trebuie reabilitat, astea sunt tocmai ceea ce v-am spus, că avem acum finanțare de 430 de miliarde lei vechi, lucrări care le vom desfășura cu toții și ne vom bucura cu toții de aceste investiții. Așa că vă rog să fiți alături de întreaga echipă care muncește pentru întreaga comunitate și care dorește să facă lucruri pentru comunitatea care ne-a pus în aceste funcții și în aceste scaune și nu ne-a pus așa doar de dragul de a avea fiecare o funcție sau de a avea un avantaj sau un dezavantaj. Unul menajer se depozitează doar la platformele sau țarcurile de gunoi din proximitate. Ne atenționează chiar primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Deșeurile reciclabile se depozitează în recipientele special amenajate. Agenții economici depozitează deșeurile în pubelele proprii și le predau direct la firma colectoare. Deșeurile din construcții, cantități reduse și deșeurile voluminoase, este vorba de piese de mobilier, se depozitează gratuit la platforma din incinta oborului săptămânal.
final. Pentru cantități mai mari de deșeuri din construcții se comandă la Romprest un container în baza unei taxe plătite la ridicarea avizului de salubritate necesar la obținerea autorizației de construcție. Orice abatere de la aceste reguli atrage sancțiuni severe, ne atenționează primarul Oneștiului. De altfel, acesta menționează că face aceste precizări întrucât în enumărate rânduri au fost surprinse persoane care descărcau din mașini proprii cantități însemnate de deșeuri la țarcurile de gunoi, altele decât cele de proximitate, de regulă țarcurile de la periferia orașului, fapt ce creează disconfort locatorilor din zonă, dar și îngreunează activitatea firmei colectoare. Zilele Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja. Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja este membra Federației Filantropia Patriarhiei Române, dar și a Federației Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung. Anul acesta se împlinesc 10 ani de activitate neîntreruptă în slujirea semenului aflat în nevoie. Cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim și cu sprijinul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja, membra Federației Filantropia și Patriarhiei Române, organizează evenimentele prilejuite de împlinirea a 10 ani de activitate socio-medicală și educațională. Astfel, acestea debutează joi 1 septembrie la sediul Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de la Hârja. Se va desfășura întâlnirea tinerilor ortodoxi băcăuani. Sunt așteptați să vină aproximativ 300 de tineri. Se va ține în aceeași zi și o liturghie în altarul de vară din cadrul Complexului de Servicii Socio-Medicale și Educaționale de la Hârja. Va avea loc o conferință susținută de către arhimandritul Pimen Costea, vicar eparhial, rugăciunea care ne ține mereu tineri și plăcuți lui Dumnezeu, dar și ateliere de lucru intergeneraționale și proviața care sunt coordonate de Ascor Bacău. Pe finalul zilei este programat a se desfășura un festival de tradiție și gastronomie locală ediția 1, în colaborare cu Primăria Oitu și Asociația Amitié Roman, Franța, și promovarea tradițiilor folclorice locale. Este vorba de cântec, dans și port popular autohton. Ziua de vineri este zi dedicată beneficiarilor Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Sunt programate activități de terapie ocupațională intergenerațională și recreative cu 30 de copii cu dizabilități, este vorba de autism, sindrom Down, 20 de vârstnici îngrijiți la domiciliu, 100 de beneficiari ai Centrului de zi pentru copii și cei 105 rezidenți ai Centrului Sociomedical pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Sâmbătă 3 septembrie va avea loc sfințirea capelei Centrului Sociomedical Rezidenția pentru persoane vârstnice. Se vor oferi distincții de vrednicie personalităților care au sprijinit Asociația Hârja pe parcursul celor 10 ani de activitate și se vor oferi ranguri onorifice preoților implicați în voluntariatul social de către înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În aceeași zi se va sfinți și inaugura Complexul de Servicii Sociomedicale, Educaționale și Recreative pentru copii din cadrul Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja, Centrul de zi pentru copii cu risc de abandon școlar și marginalizare socială, Centrul de Recuperare Neuropsihologică a Copiilor cu Deficiențe, este vorba de autism, sindrom Down, ADHD și terenul sportiv multifuncțional. Clădirile au fost construite prin grupul de acțiune locală Valea Trotușului și cu finanțarea nerambursabilă a PNDR prin AFIR. Se va sfinți și capela Centrului Sociomedical pentru persoane vârstnice din cadrul Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja, cu hramurile Sfântul Ierarh Nectarie și Sfântul Mucenic Efrem cel Nou. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 27 august, în cea mai mare parte cerul este senin, maxima zilei urcă până la valori de 31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Duminică 28 august, în cea mai mare parte cerul este senin, vom avea caniculă, iar maxima zilei urcă până la valori de 33 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Luni 29 august, în cea mai mare parte cerul este senin, sunt episoade de caniculă în foarte multe locuri, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.